Un nou incident sângeros i-a îngrozit pe francezi. Un preot care sluja într-o biserică din regiunea Normandia, din nordul Franței, a fost ucis după ce doi bărbați înarmați au luat ostatice mai multe persoane. Cei doi teroriști au fost împușcați mortal de forțele speciale. Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atacul. Doi bărbați înarmați au intrat într-o biserică din nordul Franței în timpul slujbei și au luat ostatici mai mulți oameni. Preotul în vârstă de 84 de ani care oficia slujba a decedat, iar o a doua persoană se zbate între viață și moarte după ce atacatorii i-au înjunghiat în gât. Potrivit presei franceze, un preot, două măicuțe și doi enoriași se aflau în lăcașul de cult la momentul atacului. Alarma a fost dată de o altă măicuță care a reușit să scape și a sunat la poliție. Atacatorii au fost uciși de forțele de ordine care au luat cu asalt biserica. Câteva ore mai târziu, gruparea Stat Islamic a revendicat atacul și au anunțat că autorii atacului erau soldați jihadiști. Președintele François Hollande a calificat atacul ca fiind un abject atentat terorist și a subliniat că războiul împotriva statului islamic trebuie să continue prin toate mijloacele.